sunăm. Astăzi vom face sarmale de post. Am spălat aici orezul. Avem așa, jumătate de țelină, morcov, pătrunjel, ciupercute, două țepe, mărar și ingredientul surpriză, usturoi. O să vedeți ce bune ies. Și arată după ce le-am călit puțin în ulei, da, foarte puțin ulei, am pus și orezul, un ou, condimente, cimbru, sare, piper și ce mi-am pus? O să aminte și ingredientul lipsă era pasta de tomate pusesem. Am făcut combinate cu varză murată și varză dulce. O să-i pun câțiva căței de usturoi pentru că îi dau un gust foarte bun. Apoi o să îi presar deasupra niște varză tocată mărunt. Mie îmi place foarte mult varza asta de deasupra. Apropo, și de desubt se pune varză tocată mărunt ca să nu se lipească, să protejeze puțin. În caz că scade apa și nu sunteți atenți. Este cam un litru de apă și acum o să le punem la foc. Și mai fetelor sau dragi urmăritori, să nu uitați să puneți apă, v-am spus. Pentru că eu am o verișoară care chiar a uitat să pună apă. A zis că nu știa ce trebuie să caute apa în sarmale. A zis că nu avea, nu știa că apa trebuie să fie și în sarmale, știți? E, când vedeți că dă primul clocot, dați mai încet. La minim focul. Dragilor, i-auziți? Pornirea. Dăm focul mai încet și așa. Și vă urez poftă bună. O să le lăsăm cam o oră jumate, două la foc mic. N-a puteți să luați cu încredere câte o sarmă și să vedeți dacă s-a fiert orezul, e fiartă. E fiartă toată oala. Spor la treabă!